Planul de mobilitate urbană este în plină desfășurare în Piatra Neamț. Deja se intervine pe unul dintre tronsoanele de pe calea Romanului, unde vor fi amenajate și piste de biciclete. Autoritățile locale spun că lucrările vor dura mai multe luni și se va reinterveni în mai multe zone din oraș. Primăria Piatra Neamț va investi 18 milioane de euro pentru a implementa planul de mobilitate urbană, care teoretic ar trebui să descurajeze poluarea prin încurajarea mersului pe jos, folosirea bicicletelor și a transportului în comun ecologic. Primele lucrări au început pe strada Mihai Viteazu. Au început lucrările la noul coridor de mobilitate, strada Mihai Viteazu. Deja pe o porțiune de peste 500 de metri s-a lucrat la demontarea scoarului de aici. În locul acestuia va apărea, se va lucra la structura rutieră și până la finalul acestui an vom avea asfalt pe această porțiune din mijlocul străzii. Asta pentru a monta trotuarele pentru pietoni și pistele pentru bicicliști de o parte și de alta a drumului, în vederea accesibilității spre sala polivalentă. Proiectul este împărțit în 3 loturi care vizează tot atâtea sectoare din oraș, având termene de execuție de 4, 8 și 15 luni, dar este posibil ca acestea să dureze mai mult, unul dintre factorii care pot influența fiind vremea. Proiectul începe de la sala polivalentă. Vor avea de la sala polivalentă două piste de biciclete, mă refer, o pistă de biciclete cu două sensuri, una pe partea stângă de mers, una pe partea dreaptă. Se va reabilita podul de la pasajul de peste fermelor, în sensul că se va schimba toată suprastructura. În zona de la gară, spre 1 mai, pe variantă, o parte dintre locurile de parcare se vor păstra, însă numărul lor se va reduce, deoarece cele în spic vor deveni aliniate cu axul drumului. Pe acest coridor nu vor fi piste de biciclete din cauza riscului traficului din zonă și este important pentru administrația locală ca acel culoar să fie funcțional pentru traficul greu în special. Pe coridorul care leagă Bulevardul Traian de Bulevardul Decebal vor dispărea sute de locuri de parcare.